O femeie de 33 de ani din Oradea a fost arestată preventiv după ce a înșelat peste 190 de persoane, câștigând în total aproape 8.000 de euro. Tânăra păcălea oamenii cerându-le donații în scopuri caritabile. Ea prelua anunțuri umanitare de pe internet la care schimba conturile pentru donația, adăugându-le pe cele personale. Conform anchetatorilor, femeia le prezenta oamenilor cazuri sociale privind copii orfani ori cu probleme grave de sănătate, familii defavorizate sau animale aflate în suferință, pentru a-i convinge să-i da bani. În același scop, ea s-ar fi recomandat în mod Mincinosca fiind reprezentanta unei fundații umanitare. Faptele ar fi fost comise în perioada noiembrie 2020 octombrie 2022. În urma percheziției la domiciliul femeii polițiști au confiscat opt medii de stocare, respectiv telefoane mobile și laptopuri. Femeia este cercetată pentru fals informatică în formă continuată și înșelăciune în formă continuată.